Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Astăzi cu capitala la Iași avem nevoie de ajutorul dragilor noștri ascultători din Iași. George, și ascultători. Sunt aici. Da, fii atent. De când ai mai fost în Iași? Nu ne ajuți. E ceva. Deci, dragi ieșeni, este adevărat că la voi în oraș primăria a plantat panseluțe la început de iarnă, după care a pus plase verzi peste ele. Practic le-a împachetat în plase verzi ca să nu se mai vadă deloc și ca să nu le ciugulească ciorile? Dați-ne mesaje la 0728 3 de 1 3 de 2. Am văzut poze. Deci imaginile pe care le-am văzut noi sunt suprarealiste. Și sincer, aproape că nu-mi vine să cred că e posibil așa ceva. Deci, pe pajiști, cum se întâmplă? Sunt ronduri de panseluțe. Știți afacerea panseluța. Practic, pui panseluțe și când vine controlul de la Curtea de Conturi, se uite, ai cumpărat 1 milion de panseluțe. Numărele. Da. Unde sunt 1 milion? Deci, alea rezistă o săptămână, domnul inspector, și după aceea trebuie plantate altele. Unde poți să numeri tu zecile de mii de panseluțe care... Păi, e o afacere veche, mă rog. Deci, pe pajiști, în Iași, sunt ronduri de panseluțe aplatizate de o plasă verde pusă peste ele și pe lângă ciori frustrate că nu mai pot săpa pe o salată proaspătă. Cum ar veni? Bun, ciorile par interesate și de viermișorii care se adăpostesc pe sub panseluțe, deci papă, cum ar veni, salată Caesar de panseluțe cu puțină cărniță. Curg mesajele de confirmare. Că da? E adevărat, da, vreți și poze, vă trimite eu poze. Că adevărat da. Că le-aia și panseluțele sunt sub plase deci... verzi. Probabil să nu înghețe. N-are, nu, n-are ce este. Bun, autoritățile... Nu, că se văd și rău făcătorii în imagine. Da, spun că se pierd foarte mulți bani, mă înțeles? Se pierd din cauza ciorilor care distrug florile. Și, prin urmare, au hotărât să monteze aceste plase de protecție peste. Deci, panseluța e o floare delicată. Deci nu poți să pui ceva peste ea, știi? Plus că, adică știți cum arată cartofii la plasă? Sau ceapa la plasă? Așa arată acum panseluțele... La plasă. La plasă, da. Practic, florile nici nu se mai văd. Adică, după cum observ o ieșancă, citez, nu prea le mai înțeleg frumusețea. Este în detrimentul esteticii, dar degeaba puneam florile, spune Laurențiu Ivan, director la Direcția de Servicii Municipale Iași. Și, mie mintea mi se blochează când e logic. Adică, totuși, care e rolul florilor din ronduri? Să fie văzute, să fie admirate, să înfrumusețeze. Ori dacă le acoperi, fie și pentru a le proteja, își pierd scopul existenței. Adică, dacă nu poți să vezi ce vrei, domnule, florile, să le omoare? Poate nu le pui, mă. Ei când le-au pus, nu erau cerci, le-au venit după. Ce rost are să dai bani pe panseluțe dacă nu poți să le și arăți? Uite. Sincer mă întreb. Serios, adică nu mai bine nu le mai cumperi? E ca și cum le-ar fi cumpărat și ca să le protejeze le-ar fi ținut în depozit. Adică, practic, noi le-am luat. Dacă vreți să veniți să le vedeți, puteți să faceți un drum până la depozit, vă uitați în depozit. Altfel, îmi pare rău, afară se strică. Numai pentru florile plantate în ultima lună la Iași, scrie, relatează Digi24, s-au cheltuit din bugetul local peste 100.000 de euro. O fi mult, o fi puțin. Măi, aveți 100.000 tu? De euro. Ne-am luat de domnul Robu acum ceva vreme și de problema lui cu ciorile. Cu ciorile. Da. Că a încercat să pună tot felul de manechine cu muzică, cu ce a mai încercat el. Anticoncepționalele a fost așa și așa mai departe. Da. Uite, domnule, că azi în Timișoara, mâine în toată țara. Da. Uite, vezi? Zice cineva că Iașiul, atenție, are sere proprii în care crește florile ce urmează a fi plantate. Adică nu sunt de import sau de achiziționate. Bun. Încep să apară detalii. Încă o dată, gestul este frumos. Să vrei să înfrumusețezi orașul? Da. Printre obligațiile unui primar, al administrației locale, este să facă în așa fel încât orașul să arate bine, să-ți facă plăcere, să ieși pe stradă, să... Da, deci nu doar asfaltat de grob. Să mai și înfrumusețezi. Dar dacă pui, în primul rând, panseluțe iarna în aer liber, eu n-am prea văzut. Depinde. Mai sunt și ierni... Blânde. Practic e un pariu. Adică poate avem noroc și rămân temperaturile peste 12 grade. Oricum nu țin mult. Te uiți și tu pe vreme, știi? Mai ții încă 5 zile de vreme așa și așa. Punem niște panseluțe. Și după aia punem o plasă de cartofi peste ele, verde. Le ține și de cald. Să nu vină ciorile. Și ciorile săracile, alea sunt cele mai frustrate, sunt ciorile. Auzi, dar nu i-a trecut nimănui prin cap să încerce cu flori de plastic? Băi, exact la asta mă gândeam. Le vine ciorile.
Le fură ciorile pe florile de plastic? Vă zic eu. De ce? În răutăcioase. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.